Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Astă seară suntem împreună cu Florentina Mateescu. Bună seara, Florentina! Încă o Bună dată, seara, Olga, bine tuturor ziua bună ta! seara, Marie și tuturor care ne ajută. Îți pun încă o dată la mulți ani. Îți doresc din tot sufletul să fii sănătoasă, fericită, iubită și să ai Dumnezeu să te dăruiască cu putere de muncă, pentru că ceea ce faci tu luminează sufletele multor oameni. Îți mulțumesc încă o Mulțumesc, dată că ești mulțumesc alături de noi și pentru invitație. sper să o ducem mulți ani așa împreună. Doamne Florentina, ajută! Doamne ajută! Zilele acestea, zilele ce preced învierea lui Isus, reprezintă o perioadă de smerenie, de încărcare, puternică încărcare spirituală a creștinătății. Pentru că sărbătoarea Învierii Domnului este cea mai mare sărbătoare a creștinătății. Fiecare zi din săptămâna aceasta are câte o însemnătate. Aș vrea să vorbim un pic despre această săptămână a patimilor, cum este denumită, și ce reprezintă ea. Ce reprezintă ea pentru noi creștinii. În primul rând, probabil că o să fim puțin altfel, din punctul meu de vedere, ceea ce vreau să le transmit tuturor oamenilor este mesajul pe care, cel mai mare mesaj de viață pe care ni l-a dat Isus, prin ceea ce s-a întâmplat în săptămâna pe care o celebrăm, că după moarte există înviere. Că nu suntem muritori, ci suntem nemuritori. Și faptul că, lăsând, o să vorbim în puțin mai mult săptămâna viitoare despre înălțare și semnificație, că avem săptămâna luminată de după, vreau să înțelegem cu toții că am venit aici să învățăm, Iisus a venit aici să ne arate învățături, a venit să ne arate că suntem capabili să primim învățături și merităm să le primim, nu s-ar fi născut aici dacă nu ar fi existat posibilitatea ca noi să-L înțelegem, dacă nu ar fi existat posibilitatea ca omul să înțeleagă, să gândească, să simtă și să evolueze. Și atunci, marea mulțumire pe care cred că am putea să o acordăm din tot sufletul, din toată ființa în această săptămână, este că El ne-a arătat așa compactat în zilele de suferință pe care le comemorăm, că după suferință vine moartea, deci viața este plină de suferință, apoi vine moartea fizică, după care sufletul renaște. Și e bine să ținem minte acest lucru, că suntem nemuritori și că sufletul nostru nemuritor renaște și vine la o nouă experiență. E... Scuze, pune, te rog. Pentru că nu vreau să spun că această săptămână are o încărcătură atât de puternică și ar trebui fiecare să ne facem așa o retrospectivă, dacă vrei, a sufletului nostru, să ne gândim fiecare cu ce am greșit, unde am greșit, dacă puteam să fim mai buni, dacă putem să fim mai buni și cu siguranță întotdeauna e loc de mai bine, să iertăm și să schimbăm fiecare câte ceva în noi, pentru că altfel, cum să spun, jertfa ar fi degeaba. Dacă noi n-am înțelege că trebuie să ne schimbăm și nu numai de Paște și de Crăciun, tot timpul. Tot timpul trebuie să muncim în a deveni varianta noastră mai bună, mai apropiată de Dumnezeu, mai apropiată de cel de lângă noi. Așa. Vezi, ne aducem aminte în această perioadă a anului și probabil că este singura perioadă în care noi vorbim despre jertfă, în care vorbim despre patim, în care ne aducem aminte de ce am jertfit noi în viață, de patimile noastre în viață, de cei care Mai suferă ales. și au suferit. Te vreau să spun câteva cuvinte despre Lunea Mare, că suntem în Lunea Mare. Aceasta este considerată ca fiind prima zi
a patimilor lui Isus. În biserică, preotul aduce icoana tânărului Iosif, care a fost vândut de frații săi din Egipt. La liturghie se citește istoria vieții acestuia și felul în care Mântuitorul a fost vândut de Iuda. De aici fiecare trebuie să tragem o concluzie și fiecare trebuie să tragem învățăminte, pentru că partea asta cu vândutul și cu, cum să spun, Efectele. da, efectele și cu neprețuirea a ceea ce Dumnezeu ne-a dat, a căilor pe care ni le-a deschis, este și o parte care face parte din karma noastră. Exact. Nu Și ne întrebăm de ce suntem aici, de ce dintre toate popoarele, uite, toți care sunt în jurul nostru, reușesc să trăiască mai bine, să se înțeleagă mai bine. Poate că ar fi timpul să fim un pic mai atenți la această karmă de trădare pe care o avem și venim cu ea de mii de ani din urmă. Nu fac o vină asta celor care trăiesc acum, sunt contemporani cu noi, dar este un lucru cu care venim pe neam. Și tu poți să ne explici cel mai bine asta, pentru că sunt convinsă că ai fost curioasă și ai mers pe firul istoriei înapoi atunci când ai făcut constelațiile și cred că știi mai multe decât noi. Sunt convinsă că știi mai multe decât noi. în unele domenii știu, da, pentru că ne ajută constelațiile, ne ajută posibilitatea de a vedea în fluxuri. Până să povestesc că aș vrea să mai transmit prietenilor noștri, ca o completare la ceea ce ai spus tu, să fie puțin atent. Deci săptămâna are 7 zile. Aceasta este săptămâna pătimirilor lui Isus, da, și a omorârii lui și a învierii lui. Isus a avut 14 opriri. Ne arată că sunt 14 etape în viața noastră. Deci a avut 14 opriri înainte să ajungă pe vârful Golgotei și să fie răstignit. 14 opriri înseamnă 14 niveluri de evoluție din această lume materială, lumea fizicalității, care reprezintă etape și versiuni ale programelor feminin și masculin pe care le traversăm alternativ în existența noastră. Și dacă oamenii vor cu adevărat să înțeleagă, le recomand să citească despre urcarea Golgotei și să își tragă concluziile fiecare, pentru că fiecare are propria rezonanță la informațiile respective, fiecare având câte o lecție sau mai multe pe fiecare dintre niveluri și rezonând cu ceea ce e în interior, pentru că acolo trebuie să se ducă informația. Uite, ca apropo de constelații, constelația pe care am avut-o pe 1 aprilie a avut o rezonanță atât de puternică. Acum presupun că toată lumea a înțeles despre ce evenimente de la jumătatea secolului trecut a fost vorba, și despre câte atrocități s-au petrecut asupra milioane și sute de milioane de oameni. Atrocități. Deci când spun atrocități, este inimaginabil ce s-a putut vedea, ce s-a putut trăi, ce s-a putut revela și câtă lume a rămas cu încărcătură în subconștient, cu emoții, cu stări, cu angoase, lucruri care la un moment dat pot să ducă spre formarea unor structuri psihotice. Pentru că oamenii nu știu de unde li se atrage, nu știu de ce au anumite trăiri, s-a întâmplat să fie aleși de constelația asta și să fie prezenți acolo și să-mi scrie. Deci, mulți dintre cei care au fost la constelație mi-au
scris mesaje despre revelațiile pe care le-au avut și despre conștientizări, despre schimbări, despre vindecări, întrebări care s-au născut, frământări, dar, în esență, s-a declanșat un proces foarte puternic de vindecare. N-am putea declanșa un astfel de proces de vindecare și pentru cei care sunt încă și în zilele noastre dispuși să-și trădeze țara, să-și trădeze neamul. Ce se întâmplă în sufletul lor? Că ceva, ei vin cu o karmă din trecut. Vin cu niște lucruri neîncheiate, nerezolvate. Ce putem face noi să nu mai existe astfel de oameni? Uite, știi ce? Pentru că este, da, nici nu știu cum să zic. Mă gândesc să vorbim astăzi ca să înțelegem cum se formează karma, să înțelegem procesul karmic și abia apoi să vedem funcțiunea ei. Ceea ce se întâmplă când apare o situație repetitivă este foarte clar că e lecție neînvățată. Asta ca să dăm câteva răspunsuri de completare și să se poată înțelege mai mult. O lecție învățată înseamnă că eu, care am lecția de învățat, mi-am asumat că am făcut anumite lucruri, unele care sunt bune, altele care nu sunt bune, și mai ales îmi le asum pe cele care nu sunt bune, că pe alea care sunt bune și le asumă toată lumea cu bucurie, și le asumă și pe alea care nu sunt proprii de multe ori cu foarte multă bucurie. Dar să fim atenți la ceea ce am făcut noi. Și nu a fost că știm cu toții foarte bine că lucrurile sunt bune și că lucrurile nu sunt bune. Când lucrurile nu sunt bune, ne mințim. Și iarăși, știm că suntem nesinceri cu noi înșine. Știm în momentul în care sufletul nostru, deci în momentul în care spunem ceva, sufletul nostru care nu e adevărat, sufletul nostru tipă noi și imediat reacționează. Deci nu. Nu e chiar că n-am știut, ci că n-am făcut, ci că n-am, pentru că la foarte multă lume sunt lucruri gândite spre formula negativă. Și prima trădare pe care o face cineva nu e către celălalt, e către sine. Deci dacă eu mă gândesc să trădez, înainte de a-l trăda pe celălalt, mă trădez pe mine pentru că programul de trădare e în mine. Deci nu pot să trădez dacă nu am programul de trădare. Dacă nu rezolv cu programul de trădare într-o viață sau în 2000 de ani sau 5000 de ani sau mult mai multe mii de ani, duc trădarea asta până când ori se distruge ceva, ori reușesc să învăț. Ori reușesc să ajung să las deoparte ego, să las deoparte necurățenia și să învăț ceea ce am de învățat. Pentru că nu suntem aici ca să trădăm, nu suntem aici ca să facem rău, nu suntem aici ca să ne războim cu ceilalți, suntem aici să lucrăm cu noi înșine și să ne luminăm. Da? Nu să ne batem, nu să fim supărăcioși, nu să mintim. Din ele însă învățăm efectele negative a ceea ce se petrece. Și aici putem să facem, aici acum simți tu, putem să facem un exercițiu ca să fie foarte elocvent pentru prietenii noștri, în care noi două să fim un fel de. Stăm la o mică bârfă, care nu e chiar bârfă, e o observare obiectivă, dar să pară puțin mai aproape de înțeles. A felului în care funcționează karma. Cum se formează, de ce se formează și ce generează ea, pentru că în momentul în care noi reușim la nivel de populație, cât mai mulți dintre noi, să ne ajute Dumnezeu, să înțelegem acest proces, abia atunci începem cu adevărat să lucrăm cu noi. Pentru că majoritatea consideră că poate să facă. Compromisul e tot o trădare. Compromisul e trădarea mea către mine. Cele mai multe trădări pe care le facem sunt ale noastre față de noi înșine când începem să facem compromisurile. După ce facem compromisurile, deja psihicul nostru este obișnuit cu versiunea asta de falsitate
Și dacă mă trădesc pe mine, pe celălalt, îl trădesc mai ușor decât mă trădesc pe mine. Și începem să trădăm din ce în ce mai mult, pentru că nimeni n-a început cu, mă rog, Eva a început cu luatul fructului din pom și a luat un fruct care a schimbat, e un scenariu care a fost, este un program care arată că trebuia să te întâmple ceva ca să te schimbe puțin programul de la un nivel de 4D să te coboare la un nivel de 3D în materialitate. Și în folosirea minții și nu a sufletului, că ni se zice foarte clar. E, în această folosire a minții, dă prima trădare. Pentru că mintea minte. Da? Și pentru că mintea poate, dacă minte, poate să fie și mintită. Adică dacă este în zona asta de neadevăr, ea are versiuni de adevăr, versiuni de posibilități ale realității, funcție de optica observatorului. Dacă sunt 14 niveluri de existență, aceeași structură, și asta o spun și dau scris că așa este, aceeași structură este văzută diferit de cei 14 oameni care sunt pe cele 14 niveluri la care ne raportăm. Da? Deci fiecare percepe în felul lui. Și dacă pe fiecare nivel sunt mai multe persoane care privesc același obiect sau eveniment sau ceva, vor fi atâtea optici câte persoane sunt. Pentru că structura matricială a fiecăruia este unică. Faptul că noi avem structuri fizice unice, amprente unice, ne spun despre, deci, modul în care suntem noi este expresia matricii noastre. Se regăsește în toate amprentele noastre, care se formează când ne naștem și dispar când murim. Ele conțin programul nostru de lecții de învățat. Pe fiecare, pentru că avem structurile diferite, abordăm diferit aceeași situație, vedem diferit aceeași situație, ne raportăm diferit la ceilalți, la evenimente, la stări, la absolut tot ceea ce se întâmplă. Că există sincronicități. Deja înseamnă că lumea a început să intre într-o fază armonică și începe să simtă altfel, începe să se conecteze, ne conectăm unii cu ceilalți și putem să creăm un egregor de bine, de pace, de armonie, de frumos și de viață. Asta ne trebuie să facem, nu să încercăm, să facem. Ceea ce se întâmplă cu diferențele dintre punctele noastre de observație și de observare. De cele mai multe ori, ele au dat naștere unor certuri, discuții, conflicte, supărări, separări, etc. Deși ele au fost făcute atât de multe ca să ne ofere mult mai multe posibilități să învățăm. În 4D, formula este bun. Deci văd obiectul ăsta și îl rotesc și îl rotesc și îl rotesc și pe fiecare parte el are câte o altă imagine. Învăț din fiecare imagine. Ce face imaginea asta, ce face imaginea asta, ce îmi spune și de ce îmi spune asta. Dar dacă eu mă gândesc, a, păi nu, că imaginea de acolo e într-un fel, imaginea de aici e într-un fel, mă supăr că n-a fost imaginea frumoasă la mine sau mă supăr că de celălalt are mai mult sau mai bine sau mai. Bun. Adică e un proverb că se supără măgarul pe sat. Cam așa facem, din păcate. Acum măgarul nu știu dacă știe să se supere pe sat, dar formula asta e foarte elocventă. Că practic nu stăm să ne gândim. Când avem reacții de supărare pentru lucruri care sunt în normalitatea lor și este bine să înțelegem că tot ceea ce se petrece, se petrece ca să ne învețe. Nu este nimic să se petreacă ca să nu învățăm. Acum, în ceea ce privește lecția trădării, o să vedem imediat ce e cu trădătorii. Dar ce e cu cei trădați? Cei trădați sunt cei care au nevoie de lecție. Da? Pentru că dacă cei trădați și-ar învăța lecția sau ar învăța lecția asta a trădării de, nu doar de un om, a trădării de mulți și a trădării de neam, a trădării de nație, de patrie, de viitor, dacă se întâmplă, înseamnă că avem nevoie de ea.
Și am mai spus de câteva ori și acum probabil că se va înțelege după ce vom explica modelul în care se formează karma și cum funcționează ea, cu certitudine toți prietenii și vor înțelege despre ce este vorba și vor începe să lucreze cu mai multă sinceritate și forță asupra lor, pentru că modelul în care se formează trădarea și acționează, și nu doar trădarea, ci toate lecțiile pe care le avem noi de învățat sunt modele psihice. Ele devin niște modele matriciale. Noi le aplicăm fiecare funcție de modul în care înțelegem noi să aplicăm cunoașterea realității și producem efectele pe care le producem. Acum, ceea ce ne-a spus Iisus despre această săptămână a fost viața aceasta în lumea de aici este o lume a suferinței, a pătimirilor. Este o lume în care se moare și se moare după un șir de suferințe. Ceea ce ne străduim noi să facem prin acest salt din 3D în 4D este să înțelegem lucrurile fără suferință, să ne învățăm lecțiile fără suferință. Atunci, de aceea mi-am propus să lucrăm pe programul karmic ca să putem să înțelegem cum se formează și pe urmă să facem un exercițiu pe lecția trădării și pe celelalte lecții. Și în felul acesta să putem să descifrăm și cum se face și cum se desface. Pentru că doar doi vectori opuși. Într-o direcție merge un vector și în celălalt cel care l-a anulat. Bun. Mă gândisem eu să inițial, să știi că mă gândisem să facem ca la un șah, eu să fiu cu negru și tu să fii cu alb, dar n-aș vrea să impregnăm pe noi lecția asta și atunci o să ne folosim de două personaje fictive, X și Y. Da? De ce X și Y? Nu pentru că e vorba de graficul cu abscisă și ordonată, ci pentru că X-ul, așa nici, știi, cromozomii feminini sunt XX și masculini sunt XY. Dar nici la cromozom nu facem referire la nivel energetic. X-ul are patru bastonașe care se intersectează în centrul lor. Da? Deci sunt patru bastonașe intersectate. Și tot să fie X. X-ul înseamnă patru, dimensiunea a patru. Da? Deci tu ești în dimensiunea de lumină și eu o să fiu Y-ul care are trei bastonașe care se intersectează într-un punct. Lipsă un bastonaș, acest bastonaș înseamnă lipsa lecției pe care o am de învățat. Deci înseamnă ceea ce vorbim noi acum, fix lecția trădării. Și să știi că mă gândisem să vorbesc despre o lecție, dar nu mă gândisem la ce lecție să mă refer. Așa că este minunat cum, uite, gândim în consens. Egregorul lucrează. Și putem să facem această Pentru că variantă. sunt convinsă, Florentina, că dacă această lecție ne învățau la nivel de neam, s-ar Ne-am schimba vindecat. total viața noastră. Da. Deci să știi că ăsta e un mare adevăr și uite, pot să confirme și toate persoanele care au înțeles la constelații situațiile, s-au vindecat și li s-a schimbat viața. Deci au fost oameni care au zis s-a schimbat și acasă. Am primit mesaje de la cei cu care nu vorbeam de mult timp, adică lucrurile se schimbă pentru că ceea ce atragem noi se schimbă. Într-adevăr, așa este. Ăsta e marele adevăr și de aceea îmi doresc, chiar îmi doresc cu toată inima să se poată face această schimbare și îmi doresc ca prietenii noștri, chiar dacă n-au trimis mai departe informațiile celelalte pe aceasta să o trimită. Pentru că, așa cum ai spus, e nevoie la nivel de nație să învățăm această lecție. Bun. Tu ești învățătorul și eu sunt învățăcelul în condițiile astea. Și tu spui, deci noi avem astăzi de învățat lecția trădării. Da? Eu o să spun în ce mod văd eu lecția asta și ce boacă ne fac. Ca să mă corecteze. În acest joculet, aș vrea să participe cu inimioara lor, cu mintea lor, toate persoanele care ne ascultă,
Și dacă nu prima oară, ca să poată să înțeleagă ceea ce spunem, a doua oară, când ascultă, să dea alte răspunsuri, să le dea pe ale lor, cele care sunt în interior, ca să-și poată face vindecarea. Noi trebuie să facem ca să putem ajuta la vindecare, să poată să se schimbe și să nu mai aibă nevoie de suferințe, pentru că sunt foarte multe suferințe și oamenii încă suferă în multe moduri, dar trebuie să înceapă să se poată face vindecarea. Deci, eu am de învățat lecția trădării. Asta înseamnă că eu sunt o ființă, adică X, Y, pardon, nu eu. Y este o ființă care trădează, pentru că altfel n-ar fi avut de învățat lecția trădării. Da? Și ăsta este primul pas pe care trebuie să-l fixăm. Dacă Y nu ar fi avut în matricea lui de învățat lecția trădării, nu ar fi putut trăda, pentru că de unde nu e, nici Dumnezeu nu dă. Da? Așa că Y, că poate să fie Eva sau poate să fie indiferent cine din ce epocă, din trecut și până în prezent, sper să nu mai fie nevoie și în viitor vreodată, măcar aici, are, s-a deschis pentru el lecția trădării. Pe cine crezi că va putea, sau cum crezi că va putea Y să înceapă să-și învețe lecția? Cum l-ai pune tu, dacă ai fi creatorul? L-ai pune să citească dintr-un manual, ei explica, ei dă experiențe de viață, să le trăiască, l-ai pune să te întâlnească cu niște oameni sau cu alte vietăți. Cum ai gândit tu să-i faci, să-i facilitezi lecția asta? L-aș pune în oglindă cu el. Tare de tot. Și l-aș pune să cum să spun, să se privească atent în ochi. Iar dacă poate să susțină privirea, înseamnă că poate să scape de această, cum să-i spun, Învățare, învățătură. de această, nu, poate să scape de această amprentare pe care a avut-o sau i-a venit la un moment dat în minte să o facă să trădeze. Știi? Dacă te-aș pune în dreptul unei oglinzi și te uita foarte atent la tine și în spatele tău ți-ai vedea tot ceea ce iubești mai mult. Ei vedea așa, mamă, tată, copii, în spatele tău, cred că n-ai putea să te vezi. Cred că suntem atât de superficiali și atât de avizi după partea asta materială, încât uităm să ne privim în oglindă. Și să vedem, de fapt, dacă eu fac un lucru, dacă eu trădez și am câștigat un bun material, câți au de suferit din cauza asta. Și în primul rând, ca fiecare, ne uităm la familia noastră, la cei pe care iubim cel mai mult. Și Și le dăm și neamăgim, copiilor care sunt în fața noastră și după noi și spunând, da, uite, cât trăiesc eu, lor o să le fie bine. Și o să aibă de toate. Și nu o să fie nicio problemă. Dar tu nu trăiești veșnic. Tu trăiești și tu cât o bătaie de aripă, așa. Și ce se întâmplă după tine? știi ce nu știe Y? Nu știe că cei care îl îndeamnă la trădare îl trădează. Da? Uite, știi, am pus aici pozuțele astea cu cățeluși, cred că le vede toată lumea, pentru că e ca o sugestie să începem să învățăm sinceritatea de la animale, pentru că ele nu și-au vândut conștiința pentru bani. Corect. Da? Și te bucură dacă cineva le oferă ceva. Se bucură și pentru o mângâiere sau o vorbă bună, nu neapărat pentru ceva material. Bun. Păi, hai să vedem ce. Florentina, numai o secundă, vreau un lucru foarte simplu și un lucru care ne impactează pe toți, pe care îl trăim toți. Am putea să începem de la acest lucru simplu. Dacă cineva vine
și îți vorbește hotărât drum de rău o altă persoană pe care o cunoști, oprește-l. Oprește-l. Pentru că atunci când pleacă de la tine, te va vorbi pe tine. Nu există. Sigur. Așa este. Nu există, îl vorbește numai pe ăla de mine, vorbește de mine. Nu există. Și un lucru simplu, un lucru pe care putem să-l facem fiecare, fără să fim agresivi. Pur și simplu, lasă-l în pace, în bobii lui, nu mă interesează, sau fiecare cum găsește să-l oprească, nu dați apă la moară. Pentru că încet, încet se va rușina să mai ducă vorba mai departe. Și lucrurile astea se rostogolesc și încep să devină un obicei pentru fiecare. Și să, atunci când vrei să deschizi gura să spui ceva rău, să te abții. Ascult. Ar fi minunat să te fac așa și iată varianta cea mai frumoasă. Să știi că eu venit, adică mă gândeam și la o versiune când și aici fac o mică paranteză, îmi cer scuze. O paranteză de care avem nevoie pentru perioada pe care o trăim. Sunt situații în care datorită diferenței de vibrație, fiecare are o altă abordare față de un subiect sau de o persoană. Dacă persoana din fața noastră are o anumită vibrație și începe exact cum ai spus, să critique și să vorbească urât de cineva, odată de două ori, dacă nu înțelege că nu este ceea ce dorești, la un moment dat se poate pune și stop unei prietenii, unei legături de orice fel ar fi ea, pentru că diferența de vibrație ne face pe fiecare să vedem lucrurile în alt mod. Și ceea ce se petrece în perioada aceasta, și aici vreau să fie toată lumea foarte atentă, spuneam de câteva luni, aproape jumătate de ani de când am început să vedem, să spunem, să vorbim despre fluxurile de schimbare temporală, începe să fie schimbarea spațială pe nivelul de vibrație. Da? Asta face ca anumite persoane să vadă lucrurile frumos, bine, să-și dorească binele, altele să doar să și le dorească, nu să le și vadă, altele cred că ar exista, dar încă nu știu pe unde ar fi drumul să ajungă la ele, și altele sunt dintre persoanele care văd din ce în ce mai negativ, vorbesc mai negativ, critică tot ce văd, supărat pe toată lumea, manifestă orgoliu, manifestă ego puternic, critică, judecarea celorlalți și întotdeauna ceilalți sunt mai jos sau sunt de criticat, de bârfit, de vorbit urât despre ei, pentru că asta satisface propriul ego. Da? E ca și cum iau puterea celuilalt și o lipesc puțin așa la mine ca să am impresia de putere, să mă gândesc că sunt deasupra celorlalți, ceea ce nu e adevărat. Deci nici dacă și nici dacă să înțelegem iarăși din gesturile lui Isus. Isus a stat în mijlocul mulțimii. Nu a stat pe tron. Nu a stat pe vârful muntelui și să strige de acolo: măi, oameni buni, eu sunt Isus și am venit să vă învăț. A stat cu oamenii în jurul lor, în jurul lui. Și le-a vorbit ca unor frați, nu le-a vorbit de sus, nu i-a tratat cu superioritate, nu i-a făcut să se simtă într-o zonă inferioară față de a lui, într-un nivel jos. Chiar dacă erau oameni simpli care nu aveau cunoaștere, nu aveau știință, nu puteau și, în mod normal, aveau nevoie de multe, multe, multe lecții. Dar Iisus a fost alături de ei. De ce suntem noi deasupra? De ce ne ponderăm noi deasupra? De ce credem că ceilalți sunt sub nivelul nostru sau că putem să ne permitem să privim de sus? Nu, nu. Nici dacă adevărat om care Iisus ne-a arătat, a vorbit de la egal cu oamenii și n-a epatat, n-a zis: da, dacă eu sunt fiul lui Dumnezeu, stați în genunchi în fața mea, stați cu capul în cenușă și mă ascultați și nici nu mă puteți privi că nu o să mai vi se ardă ochii de orbirea luminii mele. Nu, nu. Deci Știi trebuie cum să este? înțelegem că eu... Trădătorul are această micime în suflet, care îl face să se simtă puternic față de ai lui și obedient față de
cei pe care îi știe mai sus. Da. Pentru că este vorba de lipsă de valoare. Și Lipsă de lipsa de valoare valoare, vine din lipsa lipsă de credinței. suflet, lipsă de credință, multe lipsuri. Multe lipsuri și multe lipsuri care sunt manifestate pe un nivel inferior de vibrație. Și acum, ceea ce vreau să am deviat puțin, să înțelegem, este că deja a început separarea, începe să fie separarea din ce mai, în ce mai clară. Și cred că toată lumea o să recunoască în experiențele din ultima vreme, situații în care a fost în întâlniri cu oameni de vibrație similară sau apropiată și reține lucruri, reține date, reține cuvinte, reține teme de discuție, care sunt de un alt nivel, care spun altfel de informații decât critica față de celălalt, versus întâlnirile cu persoane de vibrații mai joase, care tind să se uite. Pentru că structura noastră, intrând pe o frecvență superioară, într-adevăr, rulează mult mai multe informații, rulează informații de un alt nivel vibrațional, începe accederea către informațiile de 4D care nu se asimilează prin suferință, ci prin conștientizare și celelalte tind să se șteargă, pentru că nu mai avem nevoie de a ne încărca cu ele. Și să stea fiecare să te gândească, dacă a avut, eu știu, acum 2 zile, 3 zile, s-a întâlnit cu cineva și a avut o discuție sau a fost o activitate împreună sau nu știu, pot să fie și chestii văzute în magazin sau la serviciu. Și pe urmă le-a ținut minte a doua zi sau a treia zi sau a cincea zi. Vor constata că deja au început separările și explicația este separarea de bandă, de frecvență și asta ne spune tuturor, iarăși, completează ceea ce ai început tu cu trădarea și cu comportamentele de a-i judeca și critica pe ceilalți, ne spune să fim atenți, că ne zice și un proverb, spunem cu cine te însoțești ca să-ți spun cine ești. E proverb care era de când eram noi copii, îl știm și era și mai vechi de atât, acum și mai mult. În momentul în care însoțirea este cu persoane de o vibrație mai joasă, ele coboară. Și dacă ar fi să ne gândim, imaginea care mi-a venit a venit a sacilor care îngreunează în acela balonului. Deci e ca și cum ar fi niște saci care, în loc să cadă, așa se agață să nu poată să cadă și balonul să nu se înalte, să rămână jos. E, cam așa se întâmplă cu oamenii care nu acced la dimensiunile superioare, încearcă o prindere de ceilalt în nevoia de a primi energie, de a primi informație, de a primi părți de suflet, susținere, de a li se rezolva problemele de către ceilalt și începe o înnodare a fluxurilor care nu este benefică. De aceea, cu certitudine, ultimii ani încărcați de despărțiri, despărțiri care au fost chiar și cu treceri prin moarte și care au durut. Cred că și mai dureros, dincolo de conștiința pe care o avem cu toții, că ne naștem, trăim și murim și la un moment dat o parte din cei dragi de lângă noi se duc într-un mers al firii, era după vârstă, dar acum se duc după cu totul și cu totul alte criterii, dar foarte mult vor dura despărțirile generate de diferențe de concepție, de vibrație, de trăiri, de lecții de învățat, de abordări ale existenței, pentru că ele se petrec. Și acum vom întâlni în perioada aceasta aceste două tipuri. O parte pleacă prin moarte, o parte pleacă într-o vibrație de, mă rog, vibrația pe care sunt, nu este ca și critică, deci nu spun ca și critică, pentru că până la urmă eu sunt conștientă, vreau să vorbim despre lecția asta a învățării și a generării de karmă ca să înțelegem cum funcționează. Pentru că înțelegând mecanismul putem să evoluăm. Neînțelegându-l, știi care cred că este, cel puțin ăsta e punctul meu de vedere. Frâna cea mai mare
pentru cei care trădează, pentru cei care mint, care înșală, care fac toate nădvătile, faptul că nu cred că li se va întâmpla ceva. Ei nu cred în Dumnezeu. Nu cred în legea karmei, nu li se aplică lor și atunci nici n-ar avea de ce să facă, pentru că, da, lumea spune, viața e formată din multă suferință. O, câte necazuri am avut. De când sufăr și sufăr și sufăr. Nu se mai termină odată suferințele. Bun. Păi ca să se termine, nu faci același lucru. Trebuie să faci o schimbare. Și schimbarea ta trebuie să se regăsească nu doar în exterior, trebuie să se regăsească și în interiorul tău, când schimbi în tine, schimbi gândurile, schimbi trăirile, schimbi abordarea și schimbi modul în care vezi o situație. Pentru că altfel nu e cel mai bun mod de abordare. Mai este vorba și de aceste exemple pe care le vedem întotdeauna la doi pași de noi și spunem, da, uite, eu sunt un om care încerc să respect, încerc să fiu corect, încerc să nu deranjez pe nimeni, să fac lucrurile așa cum trebuie, dar uite cel de lângă mine. El nu face nimic din ceea ce ar trebui să facă și lui merge bine și înflorește și are bani și nu se supune niciunor reguli. Știi de ce? Părerea mea. Pentru că ni s-a inoculat atât de tare că sensul vieții sunt banii și nu evoluția, încât ceea ce vedem noi la celălalt este faptul că are bani și că îi merge bine, îi merge bine financiar. Da? Asta se vede. Se poate vedea în ce casă are, ce mașină, ce haine, ce, habar n-am, ce excursii face, ce posibilități are. Lumea care se uită la povestea asta cu banii celuilalt nu prea se uită la povestea cu sufletul celuilalt. Și atâta vreme cât atenția este orientată spre fizicalitate, înseamnă că locul de experimentare este fizicalitatea, pentru că nu-mi dau voie să trec dincolo și să văd ce pot să învăț de acolo și ce nu este bine să preiau de acolo. Mă uit la acel om în sufletul lui să văd ce este, dar mă uit să văd dacă are suflet. De, și aici vine povestea, pentru că noi, în loc să ne uităm la suflet și să învățăm din suflet, ne uităm la bani. Deci ne-am schimbat polaritatea. Și la aparențe, pentru că marea majoritate, pentru că astăzi este la îndemâna oricui această platformă de exprimare, îl vezi că e fericit, merge în vacanțe, este cel care permanent adaugă poze acolo și îți arată o viață de vis pe care tu, săracul, probabil că nici în vise nu speri să trăiești așa. Și atunci iar se pune întrebarea, cine procedează bine? Pentru că știi, lumea spune, domne, am o singură viață. Eu cred că dacă mă duc în vacanță și sunt fericită, trăiesc momentul, Și trăiesc eu cred clipa. la fel, n-am timp să stau să mă așez la masă, mănânc, nu postez poze cu ceea ce mi-am comandat. Da, și nu trebuie să arăt tuturor. Sunt acolo, sunt cu cutare, în momentul ăsta sunt aici, m-am întors cu spatele, am văzut imaginea cealaltă, uite-te ce e aici, uite-te ce frumos, e loc scump, e loc deosebit, e loc așa, e loc așa. Pentru ce fac treaba asta? Deci mie îmi spune mai Aia, degrabă că e că... loc deosebit, nu prea există, e loc scump. Cum? Da. Înțelegi? Dar asta spune ceva despre, și mai ales tu că ești și psiholog, ai putea să ne spui exact ce spune despre omul acela. Omul acela are o problemă. Mare. Are o neîmplinire în suflet. Acolo este. Acolo este și încearcă să atragă atenția și mesajele care de multe ori sunt cu invidie. Ia uite-te unde s-a dus, păi dacă are bani, păi a furat, păi a făcut, păi a nu știu ce are, de unde are bani. Omul interpretează, ea, uite, le-a plăcut, ea m-a lăudat, uite ce grozav sau grozavă sunt eu. Dar este de fapt atâta singurătate în sufletul ăla. E atâta gol și atâta hău de multe ori. Pentru că cu cât încerc să prezint mai multă opulență, cu atât
arăt mai mult golul din interior. Deci când mă uit la plinul din exterior, reflect golul din interior. Și oamenii adevărat, știi, ce am văzut așa, ca diferență, că mai sunt persoane care trimit poze, dar când un om este într-un loc în care se simte bine și iubește locul, nu opulența o arată, arată natura. Arată peisaje, arată și trimite o poză sau două. Uite, bucură-te de frumusețea locului. Nu bucură-te Cam e o farfurie. de Irlandez. eleganța lui, da? Și aici este bine să fie atenți oamenii care fac lucrurile acestea pentru că s-au dus ușor într-o iluzie, pentru că de foarte multe ori fuga după bani este o fugă de prieteni. Fugim de prieteni, fugim de cei dragi, fugim de viață, fugim de frumusețe, fugim de bucurie, pentru iluzia banilor. Așa cum și prin trădare, da, ca să trădez, fac nu știu ce lucruri nepermise, dar primesc niște recompense. Bun. Vom vedea ce înseamnă acum cu discuția noastră, dacă ne mai permite timpul, ce înseamnă în esență această trădare care mie îmi dă iluzia de putere acum, dar sunt atât de iluzionată cu puterea asta, că nu-mi dau seama că primul care cade după trădare e trădătorul. Dacă tu m-ai văzut că, uite, ia uite, ea trădează. Păi, exact cum ai spus, fără încredere în trădător, fără să-i mai spui lucruri, dă-l deoparte. Pe vremuri s-au fost locuri unde trădătorii erau omorâți când erau prinși. Pentru că e vorba și acolo experiența de viață a generat necesitatea asta. Oamenii ăia știau că trădătorul e trădător și punct. Mai devreme sau mai târziu se ajunge și la el. Exact, Da, exact. vreau, știi ce vreau doar să subliniez ceva vis-a-vis de cei care au această plăcere de a se lăuda așa pe rețele de socializare, să se gândească doar atât. Fiecare gând pe care îl generează este o energie care vine către el. Și probabil că atunci când marea majoritate suferă din cauza problemelor cu banii, din cauza grijilor zilei de mâine și așa mai departe, s-ar putea să atragi către tine exact ce nu dorești și să te întrebi ce se întâmplă cu mine, de ce au început lucrurile să meargă rău, de ce nu mai e ca înainte, îți pui mai multe de ce-uri, știi? Aș zice să fie fiecare un pic mai atenți. Pentru că Da, spune, spune. puterea gândului este cea mai mare putere. Am fost creat prin gând. Iar gândul te poate impacta mai mult decât orice. Tu poate face asta fără răutate. Poate că, uite, e o perioadă din viața ta când, într-adevăr, ai acces la niște lucruri pe care nu le-ai avut. Da? Da. Dar contează energia cu care le transmiți, adică poți să te bucuri și Se întâmplă energia asta cu care transmiți, cred că la un dat se și ea și este un fel de lucruri la modă. Știi? Și atunci nu te gândești foarte profund așa la ceea ce generează, ce pui tu acolo pe pagină. Știi? S-ar putea să nu fii neapărat un om rău. Nici pe departe. Dar să faci lucrurile astea fără să te gândești. Da. fără să te gândească la efecte, pentru că Da. oamenii nu știu efectele și nu se gândesc nici la energia gândului, nici la energia cuvântului și nici că gesturile produc efecte. Că gesturile... Mimetismul ăsta, uite dacă a pus-o la pun și eu. Este, din punctul meu de vedere, iarăși o foarte mare problemă. Dacă privim la ultima generație, ultimele generații, ultimii născuți din ultimii 20 de ani, cel puțin, sunt victimele unor comportamente mimetice ale părinților care cedează să nu cumva să fie mai prejos decât alții și să dea copilului, ca bătut copilul cu pumnul în astăzi, că vrea nu știu ce telefon de nu știu câte milioane acum 20 de ani și trebuie să-l ia și pe urmă că trebuie să facă și pe urmă că trebuie să facă și că trebuie să facă. Și s-a dat o versiune de existență
care distruge. Mm-hmm. Care distruge. Deci care la nivel mental, emoțional, psihic, de gândire, de comportament, de atitudine socială, de atitudine interioară, distruge. Și pe urmă se întreabă de ce stă copilul meu cu cardul și cu telefonul toată ziua în vârful patului și comandă să vină mâncărica la pace, lasă jos cartoanele și cofrajele, nu face nimic, nu înțelege nimic, nu vrea să fie cooperant la nimic. Nu este vina copilului. Este vina mea. Eu, părintele, am făcut asta. Și e bine să începem să fim conștienți pentru că această schimbare care vine, vine pentru toată lumea, și mici și mari. Și aș vrea să se dea șansă copiilor să meargă mai departe, pentru că copiind un model destructiv pentru copii, ducându-l de la unul la altul până s-a generalizat atât de mult că a devenit un model social. Am văzut, săptămâna trecută a venit cineva la mine, un domn. Avea blugii rupti în genunchi. Zic, cu blugii rupti în genunchi, la o vârstă, păi asta e moda. Păi, și noi ne conformăm modei, fiindcă asta e moda? Dacă îți punea cineva să tu mut aici, în vârful capului, îi puneai că asta e moda? Da. Da. Jenă. Din păcate, nu mai e frumos ce e frumos și ce și-a de bine. E frumos ce e la modă. Da. E asta Asta. cu moda, probabil că dintotdeauna a fost, deși a avut o direcție de a înfrumusețea omul până acum câțiva ani. Deci, orice obiect vestimentar trebuie să aducă un plus de frumos. Acum nu mai trebuie să aducă un plus de frumos. Acum. Asta vreau să se înțeleagă. Deci nu vreau să fie critică, vreau să se înțeleagă că este un nivel de inducție atât de puternic încât în momentul în care omul se lasă o dată, de două ori, de trei ori, a treia oară, a patra oară, va face fără să se mai gândească. Să se gândească Programul în la el. care suntem noi, Florentina, și despre care ai vorbit de atâtea ori, nu poate fi implementat decât cu acordul nostru. Categoric. Deci, Tocmai. indiferent ce se întâmplă, noi suntem cei care ne dăm acordul, cei care folosim ceea ce ni se oferă. Ne, da, exact. Exact. Și atunci, dacă eu vreau să-mi țin autenticitatea la mine, să fiu o ființă întreagă, o ființă completă, chiar îi sfătuiesc pe prietenii noștri să nu-și mai dea puterea. Să nu-și mai dea puterea pentru toate. Deci, moda, da, poate să fie urmată dacă îți place cu adevărat, nu pentru că fac ceilalți. E o mare diferență. Da, poate să-ți vină bine sau nu. Faci ce-ți place cu adevărat. Trebuie să. Na, noi ne-am îndepărtat acum de subiectul cu trădarea și cu mintea Nici nu scară. trebuie să ne creadă pe noi. Trebuie să arunce o privire la mâna aceea de oameni care conduc lumea. Este vreunul dintre ei îmbrăcat cu blugi rupți? Poartă vreunul dintre ei Adidas și aia cu gaură în talpă? Nu. Știu că există Adidas cu gaură în talpă, dar ar putea să dai un model. Nu, 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 nu un model. Este o firmă foarte cunoscută, o firmă pe, cum să spun, pe val în ceea ce înseamnă moda, o firmă care e foarte scumpă și care a lansat-o niște Adidas, un fel de baschet de când eram noi copii, care ar fi stat într-o găleată de apă vreo jumătate de an. Sunt așa, cu arata mucegăiți, putreziți, rupți. Tocmai bun să ieși primăvara și toamna când plouă, pentru că ești ca și când ai fi în piciorul gol. De ce ai plătit pe așa ceva 800, 900 și mai mult de euro? Cred că pe undeva este. Au oamenii pe vremuri că nu e într-un fel cine cere, ci cine dă. Da? Deci înțelepciunea omului de rând chiar era cea care vorbea autentic, spunea adevărul. Uite că Bun. ne apropiem de finalul emisiunii și nu ne-am încheiat subiectul, dar vom continua. Vreau să spun doar așa, cei mai puternici oameni sunt cei care mângâie
chiar dacă ei au nevoie de mângâiere. Vreau să ne vorbești, Florentina, despre cursuri, despre tabere, despre ce faci tu în perioada asta, pentru că nu stai degeaba. Nu stau degeaba. Mă gândeam, dar nu ca om puternic. Opa. A, da, mă gândeam că aș fi vrut că să spun că vreau să mângâi oamenii. Îi îmbrățișez când îi văd și la venire și la plecare și îmi doresc cu tot sufletul să-i pot ajuta să fie aproape de ei înșiși, în sufletul lor. Să înțeleagă și să simtă că vremurile schimbării au venit, le trăim și le transmitem prin tot ceea ce facem. Deci o să fie constelații pe 6 mai, o să fie și în iunie pe 10 constelații și maraton de constelații, tocmai ca să putem să deschidem cât mai multe structuri karmice, să se vindece, să se elibereze de. Pentru că constelația asta care a fost pe 1 aprilie a fost greu de dus, dar extrem de puternică și cu niște efecte de vindecare fantastice, mai cu seamă că e o poveste care a atins pe foarte mult. Și oamenii să înțeleagă, dacă vor cu adevărat să se schimbe și să le fie bine, nu să vină neapărat la mine, Doamne, chiar nu asta vreau să generez sau să transmit. Să facă eforturi de schimbare. Să înceapă să lucreze cu sine, pentru că o să vorbim cu certitudine în emisiunea următoare despre forma karmei, deci cum se formează karma și cum lucrează, ca să se poată înțelege și să înțelegem până atunci că tot ceea ce trăim are un istoric. Nu sunt lucruri venite așa și nu apare nimic fără să existe un program în structura noastră matricială și fiecare este unic, nu avem toți aceleași lecții și nu le avem de la același nivel. E timpul să fim foarte, foarte, foarte atenți cu noi și dacă până acum săptămâna aceasta a fost numită Săptămâna Pătimirilor, eu l-aș sugera tuturor ca această săptămână să devină o săptămână de alchimizare a pătimirilor în conștientizări. Adică, am suferit pentru că am fost o persoană, nu știu, considerată nu prea bună la școală sau în societate sau am crezut eu că nu sunt suficient de bună sau că nu pot să rețin, că nu pot să învăț, că nu sunt în stare să fac nu știu ce lucru, că ceilalți mă critică. De ce cred astea? Întotdeauna când eu cred rău despre mine, mi-atrag rău, exact cum ai spus, și cu gândurile negative ale celor din jur care invidiază, se produce rău. Da? Și atunci, ceea ce să facem săptămâna aceasta este să ne facem cu toții lista de pătimiri și să începem să ne corectăm, înțelegând că tot ceea ce am traversat și ne-a durut are cauză și are cauza în noi. Da? Să ne gândim că dacă am atras-o, suferința am atras-o pentru că ea a venit să ne învețe ceva și se termină că noi ne învățăm lecția. Asta vreau să învățăm. La tabăra din mai o să fie intens lucru cu aceste povești ale modului în care noi suntem constituiți la nivel energetic, pentru că tabăra este legată de identitatea noastră energetică. Cum funcționăm, cum suntem constituiți, de ce se întâmplă lucrurile astea și hai să învățăm să le schimbăm în ființa noastră, să schimbăm reacțiile noastre și atunci ne schimbăm viața, pentru că nu mai este timp să stăm, adică nu vreau să creez panica de timp, dar la modul cinstit suntem în mijlocul evenimentelor energetice și atunci e nevoie să lucrăm cu noi și să ne apucăm să facem schimbările. Și în legătură cu ce ai spus tu, cu lecția noastră de trădare, și o să facem în emisiunea care vine cu trădarea și cum se transformă ea în program karmic și cu toate lecțiile care devin program karmic, dar ceea ce vreau să le sugerez tuturor este să înceapă, nu pot să-mi permit să impun, Doamne iartă-mă, să înceapă să creadă că există Dumnezeu. Și să înceapă să înțeleagă
că am fost făcuți de Dumnezeu. Nu am fost făcuți așa, aruncați undeva la întâmplare niște picături de, eu știu ce, care s-au combinat nu știu cum, după inteligența de nicăieri și au devenit niște oameni care sunt perfecti. Așa Să este. venim cu mintea acasă. Vreau să te Și întreb, Florentina, dacă aceste cursuri sunt și fizic și online. da, toate sunt și fizic și online. Asta e Toate foarte sunt fizic și important. online. Sunt la un hotel din București, deci se pot și caza cei care vor să vină din provincie sau pot să participe online și atunci, da, fizic, fiind parte aplicativă la tabără, la curs, tabără, poate să zică cine vrea, cum vrea, o să fie foarte mult de lucru fizic. Dar, Toate datele le găsesc aici pe site da. florentinamatescu.ro sau la numărul de telefon 0722 908 037. Totodată și cărțile le găsesc pe site. Le aveți aici, vi le arăt pe fiecare în parte. Da, și uite, aș sugera cine e să, cine vrea cu adevărat să înțeleagă, să ia cartea trecerii ca să poată să înțeleagă cum suntem formați. Ajută foarte mult dacă înțelegem cum funcționăm, cum suntem noi formați, pentru că una dintre marile frâne este că nu știm și pentru că ne gândim că suntem așa, cumva, fără să înțelegem că suntem un cumul de programe foarte bine gândite și puse la punct și în acord unele cu celelalte, facem tot felul de năzbâti în viața noastră. În momentul în care înțelegem că nu este vorba de o joacă a hazardului, existența noastră, structurarea noastră, modelul nostru de gândire, modelul psihic, modelul emoțional, deci ele sunt foarte bine concepute, sunt explicate în cartea trecerii ca să poată să fie, eu știu, un îndrumător educativ al modului în care noi ne raportăm la existență, la propria existență și la existența în relație cu ceilalți și înțelegem cum să creștem. Îți mulțumesc tare mult pentru această seară minunată și sper ca prietenii noștri să fie învățat și să tragă niște concluzii din ceea ce am discutat noi. Vom continua săptămâna viitoare. Îți doresc să ai o săptămână frumoasă, așa cum Mulțumesc la fel și și prietenilor noștri, sărbători minunate și o sărbătoare, o săptămână frumoasă. Până săptămâna viitoare, ca de fiecare dată, vă doresc să aveți fericire în suflet și putere în trup să treceți cu bine peste săptămâna ce vine. Aș mai vrea să le spun să nu uite că această săptămână este și o săptămână de curățare. Este o săptămână cu foarte multe tradiții și obiceiuri pe care românii le-au ținut cu sfințenie și încă le mai țin, cum ieșim din zona orașelor, oamenii țin toate aceste sărbători. Ele fac parte din noi și dacă până acum n-am avut grijă să le respectăm cum se cuvine, măcar să începem de acum. Îți mulțumesc, Florentina, tare mult și te aștept la meditație. Cu mulțumesc. siguranță o să fie ceva special. Da, o să fie. O să fie pentru că intenția este chiar să fie de ajutor, mai ales în această Are perioadă. tare mult. O Și eu să îți mulțumesc rămână și tuturor cu și meditația. Da. sărbător cu toată bucuria tuturor. Da. Doamne ajută. Continuăm discuția noastră cu un lucru practic. Pentru că suntem în săptămâna în care avem de lucrat cu noi. Și avem de lucrat, în primul rând, să nu ne mai trădăm noi pe noi. Pentru că în momentul în care învățăm acest lucru, ne mai trădându-ne pe noi, dizolvăm programul de trădare din noi, nu o să mai simțim nevoia nici să-i trădăm pe ceilalți. O minciune e o trădare, un compromis e o trădare. Mă trădezi, eu îl trădez și pe celălalt, chiar și pe cel care generează compromisul sau mă pune să trădez. Și atunci aș vrea
Că vreți și voi să facem împreună această călătorie și o să ne așezăm confortabil. Atât de confortabil încât să eliminăm toate posibilitățile de a fi deranjat sau de disconfort. Și să începem să respirăm profund și rar. De câteva ori. Orientând atenția spre interiorul ființei noastre. Privind în interior, să ne urmărim cum mergem prin labirinturi întunecate, fără sens, fără să cunoaștem direcția, fără să știm măcar cine suntem, pentru că am uitat să ne întrebăm. Am uitat să fim noi. Și am uitat să știm că suntem ființe create perfect, de frumusețe uluitoare. Dar care au schimonosit parte din ele uitând că au fost create, uitând de creator, uitând de darurile din interior și căutând bogățiile în afară, în iluzie. Pentru că întotdeauna căutarea în afară reflectă golul din interior. Să te rog să dai voie să-ți vizualizezi traseul vieții. Fără critică, dar cu sinceritate. Imaginează-ți că închizi ochii și că înaintea ta este drumul pe care mergi. Lasă-te să faci pași fără să-i controlezi, așa cum îți vine. În mod firesc,
Pășește, pășește, pășește. Și uită-te cu gândul la direcția pașilor tăi și la drumul pe care mergi. Drumul tău a fost creat să fie lin și lat. Să mergi drept, cu fermitate, cu bucurie, chiar să simți bucuria trăirii fiecarei clipe. Dacă cumva drumul tău e sinuos, dacă mergi prin labirinturi, dacă sunt uși care se închid și se deschid, dacă sunt uși care se deschid și te închid după tine, dacă drumul e denivelat, poate cu noroi, poate cu mocirlă, dacă e întunecat, dacă nu e curat, și poți să-l descrii tu pentru tine mai departe cu toate detaliile pe care le vei. Este drumul pe care mergi pentru că așa l-ai croit. Te-ai propus să înveți cât mai mult din cât mai greu. Te-ai propus să traversezi cât mai multe experiențe grele, dureroase, neplăcute, cauzatoare de suferință, pentru că te dor. E bine, poate este timpul să te privești cu sinceritate pe tine și să vezi de ce drumul tău are atât de multă suferință. Și ca să îl ușurezi, îți propun ca după fiecare pas să te oprești. Și să emit intenția cu toată fermitatea. Învăț această lecție în care sunt acum. O învăț repede, clar și fără suferință. Repetă de 3 ori. Învăț această lecție în care sunt acum. Învăț clar, repede și fără suferință. Învăț această lecție în care sunt acum. Învăț clar, repede și fără suferință. Și lasă să curgă în tine informația lecției pe care știi că o trăiești acum. Poate să fie de trădare, că te-ai simțit trădat sau trădată. Mai greu îți vine să accepti că ai făcut tu
gesturile astea față de altcineva. A nu fi atent la celălalt. A nu acorda susținere, ajutor, vorbe, mângâiere. A nu-l vedea pe celălalt înseamnă că nu te vezi nici pe tine. A face lucrurile într-un fel care dor, care doare, înseamnă că nu te iubești. Și atunci ai lecțiile de a te iubi, de a te respecta, de a mângâia sufletul. De a vedea că ești o ființă deosebită. De a renunța la compromis, la minciună, la înșelare, la nefaceri, la absolut tot ce îți produce suferință. Dă-mi puterea ta, doar a ta, doar a ta, pentru că doar tu ești în ființa ta. Și de aceea, așa cum am spus, fă-te o listă cu tot ceea ce te doare și ieși din rolul de victimă. Câte vreme e cineva de vină, te poziționezi ca victimă. Poziționează-te ca un om puternic și independent care trăiește, care este în el însuși și care decide pentru el însuși. Înainte de a te uita la ce se întâmplă în exterior, neplăcut și dureros, de a critica ceea ce se întâmplă în exterior, de a te simți lezat de ceea ce se petrece în exterior, gândește-te că ești parte din cei care creează acest exterior. Toți suntem. Acceptările noastre, acceptările lucrurilor și situațiilor care ne dor, sunt rădări față de noi înșine. E pentru dor față de cei care le generează. Pentru că înseamnă că noi îi ținem captivi de cei care ne trădează, să ne tot învețe lecția trădării pe care nu învățăm, pentru că în loc să ne uităm în noi, să ne vindecăm, să nu ne mai mințim, ne uităm la ei, arătăm cu degetul spre ei. Ieși din acest pat în meditația ta. După ce ai înțeles patul în care stai, pur și simplu, constituit ca o bulă, ca un cub, ca ce vrei tu, o formă diformă, creează-i o ușă sau o fereastră și ieși de acolo și dizolvă-l. Până acum te-a conținut acel spațiu, hrănindu-te cu puterea și cu energia ta. Ieși de acolo și imaginează-ți că în momentul în care ai închis ușa sau fereastra de unde ai ieșit, acel spațiu se dizolvă în totalitate și pentru totdeauna. Și din exteriorul și din interiorul tău. Și faceți exercițiu cu toate aceste spații care se hrănesc din tine și te fac propria ta victimă. Și sunt convinsă că poți. Și că vei face acest lucru
toată iubirea pentru tine și că ai ales cel mai bine această săptămână, te pot face acest lucru pentru ca la final să te simți o persoană înviată. Te iubesc, omule drag. Dă-ți voie să renaști în lumină. Îți mulțumesc că ești aici.